Școlile din Mehedin sunt monitorizate în permanență pentru cât mai bună gestionare a situației privind siguranța în unitățile de învățământ și în zonele adiacente. Au fost altercații în ultima perioadă, însă fără urmări grave. Considerând că aceste rețele de socializare au un efect negativ asupra comportamentului elevilor. Mai concret, se ceartă pe rețelele de socializare și vin la școală să rezolve problemele personale între ele. Un alt aspect pe care l-am remarcat și pe care probabil și noastră l-ați observat în mass media, vorbesc la nivel național, că avem conflict între fete. Mai puțin între băieți și mai mult între fete. E o situație care am avut-o și noi pe raza județului Mehedinț. Nu sunt conflicte foarte grave. În județul nostru, 71 de unități de învățământ sunt dotate cu sisteme de supraveghere video, 22 în mediul urban și 49 în mediul rural. Asta înseamnă un procent de 34%. Chiar în zilele următoare avem un parteneriat activități planificate la nivelul județului, pe care le vom desfășura așa cum sunt stabilite, având prepondere caracter preventiv, educativ și informativ. Instituțiile, la nivel personal, mai mult, directorii mi-au pus o întrebare și n-am reușit să le răspund. De ce în anumite unități trebuie să fie montată o ușă pe hol? O ușă de incendiu, am înțeles, da. În continuare, preventiv, vor fi scoase la nivelul tuturor instituțiilor școlare, atât în municipiu cât și în zonele rurale, efectivele atât de la poliție cât de la jandarmerie, încă o dată în scop preventiv și de a încerca să limiteze eventualele aspecte pe care anumiți elevi sau poate din afara școlii persoane care ar putea să ducă la influențarea procesului normal a procesului de învățământ. O componentă importantă în ceea ce privește siguranța în școli este aceea a prevenirii consumului de substanțe interzise și tutun. Centrul Antidrog desfășoară ample campanii în școlile din județ. La nivelul județului sunt implementate mai multe proiecte. Mă refer la Mesajul meu Antidrog. Este un concurs național care a fost popularizat în toate instituțiile de învățământ de la nivelul municipiului Drobeta Turnul Severin. Proiectul Necenzurat, care în prezent este desfășurat și implementat la Colegiul Național Traian. Proiectul ABC-ul emoțiilor, care este desfășurat în mediul gimnazial, el a fost popularizat și a fost desfășurat în cadrul școlii gimnaziale numărul 6. De altfel, ISU face controle pentru a se verifica dacă, într-adevăr, în barurile de lângă școli, legea fumatului este una aplicabilă sau a rămas doar la nivel scriptic. Însă aici încep să apară problemele pentru că legislația este lacunară. De legale, pentru că trebuie anunțat, nu avem voie în spații private. Însă, din punctul meu de vedere, nu pot să le consider spații private acolo unde pus pe oricine. Ei plătesc în altă încăpere. Plătesc în altă încăpere și le consumă în încăperile acestea care zic că sunt private. Și îi spun, domnule, știu că și prin a ta consumi de acasă, faci comandă. Dar nu e regulă, dar atâta timp cât aveți, din punctul meu de desfășură, activitate comercială. Când vorbim despre siguranța în școli, importante sunt și clădirile în care funcționează unitățile de învățământ. 28 de școli cu 39 de imobile nu au obținut nici până în acest moment avizul ISU pentru autorizația la incendiu.